n-ați scăpat de mine. Am revenit cu aplicarea modelului pe rochie. După cum v-am spus, prietena mea vrea să-și facă o rochie cu cusături ma manuale, cum ar fi la OI. Voi ați văzut vreodată cum se coase pe un material așa foarte des. Este imposibil de numărat firele ca să iasă muștele astea, astea se cheamă muște. Pentru cele care n-ați făcut lucruri manual la școală. ca uștele astea să iasă perfect. Și mie mi-a venit o idee de a coase niște bandă de itamină pe locurile unde ar uh, putea să fie modelele. Veni că să termină și bateria. Uh, și pe decolteu am împărțit, am numărat. Ce am făcut? Prima dată am ales un model. Ea a vrut să-l facă pe ăsta, dar pentru că pornind din mijloc spre aici la decolteu, nu ar fi avut terminație asimetrică, am desenat eu unul cu aceleași frunzulițe, aceleași flori, dar aceste crenguțe nu le-am mai pus într-o linie oblică de la stânga spre dreapta, ci le-am pus uh, simetrie. Deci floarea de mijloc va avea crenguța de jos în sus, iar aici la terminație va fi așa, ca nu o să ne reiasă aici o crenguță și să ea să-și poată continua modelul. Ce trebuie să faceți voi? Să numărați câte muște are pe lățime modelul și câte pe lungime. După aceea numărați găurile la etamină, să aveți același, nu tăiați o itamină fără să numărați, că s-ar putea să nu se încadreze. Lăsați în plus două, trei pătrățele și în capete și în laterale și în margini. După ce nu pe banda asta o să o asigur în mașina de cusut cu un tighel, cusătura va fi lucrată cu tot cu materialul de bază al rochiei cu tot cu bumbacul și la urmă criminal va fi că ea trebuie să scoată fiecare fir dar va avea un model perfect același lucru l-a făcut și la aceste obiecte care acum ne aminteam că le-a cusut când băiatul meu încă nu era la școală și acum el e clasa 5-a. -a. Deci ea a lucrat cu vitamină și uitați ce frumos a ieșit pe o pânză topită foarte deasă. Mm. A ieșit simetrie și egalitate la muște. Dacă ați înțeles, măsurați, dați semn de jumătate, de aici va porni modelul așa cum l-am desenat eu, aici ai centru, va lucra în două culori, și o să vă arătăm dacă mai trăim cum va fi la final. V-am salutat din nou.